rugăciune sfâșietoare către Dumnezeu. La 87 de ani, actrița Draga Olteanu Matei va împlini pe 24 octombrie venerabila vârstă de 87 de ani și mărturisește cu sinceritate ce rugăminte a avut la Dumnezeu, și anume să nu se mai nască, pentru că iubește foarte mult viața. Nu trebuie să plângem. Cine ajunge la capăt scapă, deci ne dorim să mai fie ceva. E prea frumoasă viața pe pământ dacă știi să ți-o faci ca să mai fie ceva de trăit după. Am scris în unul din caietele mele. M-am rugat lui Dumnezeu, dacă e să ne reîncarnăm, pentru nimic în lume să n-o facă. Sunt în stare să fac orice să nu mă mai nasc, din cauza că iubesc viața foarte mult. Mă bucur de fiecare lucru, că suntem aici, că stăm de vorbă, că ați trecut să mă vedeți. La Uniter și la alte mari festivaluri de gen se dau fotografiile celor care au dispărut. Nu se gândește nimeni că acești oameni au fost cunoscuți în rolurile pe care le-au avut, nu ca oameni în viața reală, care au îmbătrânit. I-am și spus lui Caramitru, nu mă pune pe mine asta de acum, pune-o pe aia care a fost și a jucat. Acela e chipul pe care îl știu și l-au iubit oamenii, a spus Draga Olteanu Matei la TVR2. Cine este Draga Olteanu Matei? Draga Olteanu Matei este o actriță de comedie, care a jucat pe scena Teatrului Național București, în numeroase filme și la televiziune. Reprezentantă a generației de aur a teatrului românesc, Draga Olteanu Matei are un palmares foarte bogat. A jucat în 90 de filme, în peste 50 piese de teatru și 100 roluri în televiziune. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ilie Caragiale în 1956, iar în luna septembrie a aceluiași an a debutat în piesa Ziariștii de Alexandru Milodan. De-a lungul carierei sale a jucat în diferite piese de teatru, cu Ana Chirița după Alexandri, pentru care a scris și un scenariu de film în două serii, cu Ana Chirița 1986 și Chirița la Iași 1987, Gaițele de Glitescu 1977, Căruța cu paie de Mircea Ștefănescu, Hagi Tudose de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Domnișoara Anastasia de Ge. Mezam Faierscu, Pisica în noaptea de anul nou de Dere Popescu, autorul e în sală de Ion Băieșu. Pe scena Teatrului Național a mai jucat în Azilul de Noapte de Maxim Gorki, în Crima pentru Pământ, o dramatizare după romanul cu același nume al lui Dinu Săraru. După pensionarea sa din Teatrul Național s-a retras la Piatra Neamț, unde a înființat compania teatrală Teatrul Vostru. Vezi și, cutremurător Draga Olteanu Matei, dramă cumplită după moartea soțului său, soțul meu n-a murit, ce se află pe crucea de la mormântul acestuia.